Antrenorul campioanei în titlu știe cine va fi următoarea campioană. Marius Ciumudică, principalul celor de la Astra, susține că Tuva lui Gigă Hagi va cuceri titlul în acest sezon. Ciumudică a declarat la Digi Sport că lucrurile sunt clare, viitorul este campioană, au meci acasă cu CFR Cluj, trebuie să bată, sunt la mâna lor, sunt campion deja, a spus tehnicianul astrist după un nou eșec pe teren propriu în play-off-ul campionatului. Astra a pierdut 0-1 în fața FCSB-ului și va termina acest sezon pe ultimul loc în faza decisivă a Ligii 1. De aceea, antrenorul Astra a spus că în ultima etapă, când va juca pe arena națională contra lui Dinamo, va menaja câțiva titulari, având în vedere că echipa pe care o pregătește are șanse mari să se califice în finala Cupei României și chiar să o câștige. Tot după joc, el a reproșat centralului Sandu Tudor că nu l-a sancționat pe FCSB-istul Coman după ce acesta l-a faultat până la sânge pe japonezul Takayuki Seto. De altfel, antrenorul și mijlocașul Alex Ioniță au fost printre cei mai afectați de înfrângere, având în vedere că fotbalistul a declarat că și-ar fi dat ani din viață să încurce formația bucureșteană. O etapă înaintea finalului de campionat, trei echipe au șanse matematice să câștige titlul în România. FCSB, Viitorul și Dinamo sunt formațiile care vor juca cu trofeul pe masă în ultima rundă. Grupa lui Becali și cea a lui Hagi au câte 41 de puncte, iar cea manageriată de Mutu are 39 de puncte. Însă echipa condusă de Gigă Hagi are de partea sa meciurile directe, iar în cazul unei egalități de puncte cu FCSB la finalul campionatului va cuceri titlul. Liga profesionistă de fotbal a anunțat că va trimite trei trofee identice pe cele trei stadioane unde se va juca FCSB Craiova, Dinamo Astra și Viitorul CFR Cluj. Toate aceste meciuri se vor juca în aceeași zi și de la aceeași oră, sâmbătă 13 mai de la 20.